Întâlnirea omologilor bulgari cu tinerii liberali giurgiuveni a avut loc în sala de ședințe a Partidului Național Liberal Giurgiu. Colaborarea dintre cele două filiale a început în urmă cu câteva luni, aceasta fiind a treia acțiune desfășurată în comun. Pentru întărirea relațiilor cu Bulgaria, dar și pentru a se cunoaște mai bine, partenerii au încheiat un protocol oficial. Pe lângă cei implicați în proiect la semnarea acordului, au participat și vicepreședintele organizației județene a PNL Dumitru Gavrilă și subprefectul districtului Ruse Karamed Medova. Ne întâlnim astăzi pentru a semna un protocol de bună colaborare între Tineretul Național Liberal, Organizația Județeană Giurgiu și Tineretul Liberal din districtul Ruse. Vreau să vă spun că suntem singurii din România și Bulgaria care începem acest protocol de bună colaborare. Și cu acest lucru vreau să vă spun că ne și mândrim. În cadrul colaborarea noastră și activitățile realizate în cadrul grupului GLAC-ului, grupul de agricultură, așa și am ajuns la ideea pentru colaborare și înfrățire între tinerii liberali. Sunt tare fericit pentru că astăzi acest parteneriat va deveni un parteneriat foarte interesant. Și eu mă bucur că suntem primii care punem bazele de colaborare din acest gen. Sunt convins că această colaborare pe plan politic va ajuta și la o colaborare în domeniul de afaceri și restul. Însemnând acest acord de colaborare, suntem practic de acord să întărim relațiile dintre Giurgiu și Ruse pentru o bună colaborare viitoare, pentru desfășurarea tuturor activităților care le vom avea în viitor, cât și pentru ca Tineretul Național Liberal din Giurgiu să aibă de fiecare dată o oportunitate de a veni în sprijinul organizației de tineret din Ruse. Acestea sunt practic și obiectivele parteneriatului. Păi da, cu același fix. Cu același fix, da. Ok.